La ședința de vineri, 26 iulie, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a anunțat că a avut o serie de discuții cu reprezentanții termocentralei Mintia, care l-au informat că intenționează să extindă proiectul termocentralei pe gaz prin înființarea unor parcuri fotovoltaice pe haldele de steril care se întind pe o suprafață de 350 de hectare. Dar până la demararea acestui proiect, în acest moment se lucrează la montarea celor două turbine de producția energiei electrice pe bază de gaz, iar firma și-a anunțat intenția de a angaja 30 de persoane, în prima etapă, ingineri electroniști. A fost la mine săptămâna trecută, pot să vă spun și numele, domnul Karim îl cheamă, și spunea că are nevoie cel puțin acolo de 30 de oameni localnici, dar acum vrea să, în prima parte, doar ingineri în specialitatea termoenergetică, ingineri electroniști, și chiar m-a rugat să-l pot sprijini dacă știm, și am recomandat să meargă la AJOFM, să anunțăm și 100% găsim și oameni. Este un lucru extraordinar, mai ales că mulți credeau că termocentrala Mintia nu va mai funcționa, dar iată că au ajuns cele două turbine, le-au și adus. Prima turbină este destul de avansată, lucrările privind fundația turbinii, privind montajul care trebuie făcut, și în așa fel încât anul viitor, cred că prin primăvară-vară, va da în funcțiune prima turbină și în 2026 a doua turbină, urmând în continuare să facă și cea de-a treia turbină pe Abur. Spuneați că mai e un proiect? Da, acum nu pot să vă spun toate, da, am discutat cu ei și vor să facă și parcuri fotovoltaice, având în vedere că termocentrala Mintia are în proprietate vreo 350 de hectare de teren, ceea ce înseamnă depozitul de zgură și cenușă ale termocentrale. Acolo, pe aceste depozite, vor să facă parcuri fotovoltaice și este un lucru foarte bun, lucru pe care ar face ca siguranța de a avea energie electrică în partea de nord-vest a țării va fi realizată clar. Sigur că e posibil să dăm și la export, dacă se face să producă 1740 de megawatts, să producă și fotovoltaice, iată, va ajuta România 100% în bine, mai ales știind că în perioada asta pe care a trecut-o de caniculă, am fost nevoiți să importăm o cifră foarte mare de energie electrică.